Bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, să mâna domnișoarelor, să mâna doamnelor, bună ziua domnilor, pentru restul, salutare, să ne înțeleagă toată lumea. Avem deosebită plăcere de a fi avut un răspuns afirmativ când am adresat invitația de a ne întâlni din nou cu prietena și interlocutoarea noastră de astăzi, Cerasela Libeg. Cerasela, mulțumim că ai acceptat să ne reîntâlnim și să discutăm așa, la modul nu neapărat simplist, dar generalist, să zic, pentru că nu avem intenția neapărat să intrăm în foarte multe detalii despre ce se întâmplă cu noi. Bine ați revenit, mă bucur foarte mult de această reîntâlnire și sigur că discuțiile noastre vor fi nu pentru specialiști, ci pentru cei care sunt interesați de o perspectivă poate mai puțin tipică, fiind, fiindcă sunt psiholog. Voi încerca să fiu și un element reflexiv, pur și simplu, nu neapărat cu postura aceasta de profesionist în această întâlnire? Un element reflexiv, dar care este oarecum avizat în cadrul discuției noastre și ar putea să ne ofere niște răspunsuri, să zic așa, mai, mai exacte pe anumite chestii. Uh, nu știu, aș vrea să începem de la un lucru foarte general uh, și o să mă refer la ceea ce se numește uniformizare. Și aș vrea să pornim uh, cumva de la termenul de uniformă, ce însemna uniforma, știu eu, pentru școală, pentru armată, pentru, uh, nu știu, un loc de muncă unde se folosește uniforma. Ce înseamnă sau ce impact are uniforma uh, în uh, o eventuală, știu eu, uniformizare a indivizilor? Uniforma are și uh, funcții pozitive, nu neapărat uh, cu impact negativ e o uniformă, deși cam așa e privită uh, în acest moment ideea de, de uniformă. De ce spun aceasta? Pentru că se elimină din start uh, posibilitatea unor comparații legate de, as, de un aspect exterior. Dar sunt larg deschise posibilitățile de uh, afirmare pe alte canale posibile de afirmare. Un uh, copil care avea uniformă se simțea uh, destul de uh, confortabil alături de alți copii care proveneau poate din alte clase sociale mai înstărite, dar care aveau și ei uniformă. Însă putea să afirme. Uh, Capacitatea lui de a învăța sau creativitatea lui în perioadele când copiii purtau uniformă. Mă scuz că te întrerup, se poate vorbi în acest caz particular al copiilor îmbrăcați în uniformă de o eventuală eliminare a unor constrângeri? În momentul în care poartă uniformă, poate să simtă că e obligat să facă ceva, că există cerințe exterioare care. Îl duc în zona aceasta de a nu se compara din punct de vedere al aspectului fizic. Altfel, sigur că eliminarea uniformei a dat un plus de libertate, de lejeritate, constrângerile exterioare au dispărut. Dar uh, poate că uh, au uh, apărut uh, în plus uh, alte elemente nefaste care au dus la ierarhizări uh, pe criterii uh, de bunăstare mai mult decât de competențe și de capacitate intelectuală. Deci... Ok, hai să reiau întrebarea, că se pare că ori n-am întrebat, eu bine ceva s-a pierdut în traducere. Uh, spuneai de copii care, uh, cumva, să o luăm așa, uniforma îi... Uh, pregătea pentru posibilitatea lor de a da cei mai buni din ei. Da. Și asta vreau să întreb, sau asta am încercat să întreb, de fapt, că purtarea unei uniforme îi uh, elibera pe ei de anumite constrângeri vis-a-vis uh, -vis de clase sociale și așa, da. și îi punea cumva pe un făgaș unde chiar ar fi putut fi mai liberi în exprimare. Da, răspunsul va completa, de fapt, ce am zis mai înainte. Constrângerile interioare au dispărut în momentul acela în care copilul purta uniformă. Era un start cu o anume șansă în plus în a se afirma. Constrângerile acelea, comparațiile pe care le putea face, care puteau duce la complexe de inferioritate, de exemplu, sau la complexe de. Superioritate pentru cei care sunt mai înstăriți și uh, mai puțin competenți, totuși, pentru că un complex de superioritate ascunde întotdeauna un Exa. complex de inferioritate mascat. Ei, Exa sigur competent. că același, uh, uh, acel lucru se întâmplă. Dispar constrângerile interioare în momentul în care. Tu te consider un egal cu, cu ceilalți, din punct de vedere social, de exemplu. Este moda o uniformă? Da, în anumite privințe putem vorbi de asta, nu? Tinerii, adolescenții sau și ceilalți sunt foarte atenți la ce e în trend, ce se poartă. Nu se mai poartă anumiți pantofi, anumiți pantaloni, nu? E o uniformizare și la nivelul acesta al tendințelor vestimentare, clar. Tot așa cum e uh, o modă care uniformizează în ceea ce privește mașinile pe care le avem, casele pe care le avem sau excursiile în care mergem. Uh, în urmă cu câteva zile, cineva îmi spunea că nu poate merge în Egipt, că nu e ok. Cei care sunt cu să mare merg cel puțin în Maldive sau în Zanzibar. Deci e o modă și în privința unor obiceiuri care ne uniformizează. A, bine, acum e un caz cumva particular, pentru că da. era și poantaia că numai săracii merg în străinătate, bogații merg la mamaia. Da, sigur, sigur. Se creează așa uniformizare a unor artificiale și absolut inutile și care nu duc deloc la dezvoltarea noastră ca oameni, clar. Da, și poate dacă uniforma probabil la școală era impusă, cumva uniformizarea sau uniforma percepută ca esență a modei deja e o chestie spre care individul tinde. Nu este impusă Nu este deloc. impusă și ca de multe să... ori superficializează tot procesul ăsta de uh, raportare la ceilalți. Ca să nu mai zic că în cazul... Uh, anterior menționat, cel al excursiilor sau a unei clase de autoturisme sau a unui a, tip de a, locuință ca nivel de, poate chiar de opulență câteodată, a, de fapt a, cred că tendința individului e de a intra în rând cu alții pentru că îi oferă lui un confort de a se simți într-o clasă superioară cumva. Da. Nu știu, foarte brut spun să da, așa și da, ne, un, ne specialist cumva. Oricum era o ușoară ironie în tot ce am zis noi uh, și am, am, exemplul pe care l-am dat eu, dar din punct de vedere psihologic e un uh, proces de supracompensare. E clar că prin acea aliniere la o anumită tendință, Acceptată și foarte dorită social, de fapt, maschează niște minusuri. Că ai folosit termenul, mergem la rădăcina cuvântului, la mască, pentru că introducerea cu uniformă a fost puțin mai lungă, să zic așa. Hai să ne referim puțin la mască ca un accesoriu care poate fi perceput ca o uniformă, ca un accesoriu care poate uniformiza indivizii și chiar. Pornind de la premisa uh, faptului că în anumite culturi și în anumite religii femeile umblă cu fețele acoperite și acolo iară se, se poate produce și tu poți să ne explici mai bine o, cumva o diminuare a puterii individualității fiecăruia. Cum trebuie percepută masca asta? Ne uniformizează pe toți sau nu? E un accesoriu de care avem nevoie pentru a ne proteja în acest moment. Cei care îl purtăm și toți îl purtăm, știu știm foarte bine că e pentru o anumită perioadă de timp. Sigur că nu va duce la efectele pe care burca poate să îl producă în zonele musulmane, să zicem, sau mă rog. O izolare asumată în spatele unor măști venețiene la un carnaval, iar e un alt efect. Nu, a, acum are rolul, sigur, de a ne proteja sănătatea, dar vor fi niște efecte și sunt niște efecte psihologice care nu sunt foarte uh, semnificative sau grave, dar sunt. În Când sensul, poți un în sigur că da. O... Nu mai e uh, observată mimica, nu mai uh, putem recunoaște foarte ușor pe stradă o persoană pentru că dacă are și mască și ochelari putem trece uh, pe lângă ea fără să o recunoaștem și poate să se simtă lezată de ignorarea pe care o poate considera ca venind din partea noastră. Masca poate să fie și amuzant așa ca accesoriu, cum zicea cineva, poți să scoți limba la cine vrea, nu vede celălalt o grimasă, o, nu vede că mă strâmb. S-a obișnuit deja lumea să poarte cu anume lejeritate și măștile, nu mai suntem... Atât de afectați, poate că ne nuanțăm mai mult vocea și avem mai mare grijă de, de limbajul paraverbal decât de expresivitatea feței în perioada aceasta. Dar cred că, cred că nu va, vor fi efecte foarte importante în sensul acela de a ne face mai izolați sau. De a interacționa mai puțin doar pentru că avem mască. Deci, nu se poate spune că ne știrbește individualitatea. Nu ne știrbește individualitatea. Noi suntem nu ne mai de mult decât Noi suntem mai mult decât un accesoriu. Nu ne poate limita libertatea un accesoriu. Pentru că spuneai de. scuze de, dacă vrei să da. mai zici ceva, pentru că spuneai sau de exemplu că uh, sunt situații în care se poate să nu ne recunoaștem pe stradă sau așa. Uh, pornind de aici, ar fi prea mult să spunem că masca. Afectează relațiile intersociale. Eu cred că e prea mult spus. La început, cred că a fost o problemă până ne-am obișnuit cu ea, până când am putut să găsim alte canale de conexiune cu ceilalți. Dacă sunt incidente, precum cel din exemplu pe care l-am dat, totuși lumea deja e destul de deschisă în a le justifica și în a le înțelege, pentru că probabil multora ni s-a întâmplat asta să nu ne recunoaștem unii pe ceilalți pe stradă. Dar relațiile interumane sunt mai presus decât uh, o întâlnire conjuncturală de acest fel în care, datorită măștii, nu vezi un om sau nu îl recunoști. Și poate ni se ascuți și simțurile. Sigur că da. Poate că, sigur, atunci când unul dintre simțuri este uh, uh, mai puțin uh, activat, celelalte se, se activează mai mult și... Poate că suntem mai atenți la alte forme de expresivitate. Corpul nostru e destul de expresiv și în ceea ce privește gestica mâinilor sau sinceritatea picioarelor care o iau înainte când vrem să scăpăm de un interlocutor nedorit. Așadar, nu cred că e o situație care să nu poată fi. Uh, uh, trecută ușor cu uh, accent pe alte forme de expresivitate? Unul dintre lucrurile care cumva uh, la momentul de față ocupă spațiu din opinia publică este uh, ce se întâmplă cu școala, cu copiii, iese, știu, ministrul Educației și uh, anunță tot felul de lucruri, uh, pe de altă parte, ies uh, alți reprezentanți ai administrației și ne spun că, știu, crește rata de infectare și așa mai departe pentru că în activitatea pe care o desfășori cel mai mult, în profesia pe care o ai, lucrezi mult cu oamenii, chiar și cu mici oameni, să zic așa, se întâmplă, nu știu dacă din nefericire sau din fericire, dar se întâmplă și lucrul ăsta. Aș vrea să ne spui puțin care este părerea ta despre faptul că, știu eu, copii de la vârste fragede, chiar începând cu preșcolarii, continuând cu ciclu primar și mergând și mai departe ulterior, dar deja acolo lucrurile se schimbă pentru că sunt alte vârste școlare și copiii se dezvoltă și percep altfel lumea înconjurătoare și relațiile cu ceilalți. Dar pornind de la cei micuți cumva, care crezi tu că ar putea fi Uh, știu efecte pe termen lung ale faptului că de mici, acei copii, în chiar perioada lor de formare, ajung în situația în care sau sunt puși în situația în care uh, permanent li se atrage atenția. Nu interacționa cu copilul de lângă tine, cu colegul de grădiniță, de bancă, de școală, de așa. Uh, Nu-i da jucăria ta, nu lua jucărie de la el, uh, păstrează distanța. Uh, cum crezi că uh, ar putea afecta aceste tipuri de interdicții un copil în formare, și cu aceste tipuri de interdicții crescând, ce va putea deveni acel copil? Aceste interdicții îl duc la uh, o funcționare cu anumite limite, și clar că uh, se dezvoltă prin anticipările negative făcute, că dacă iei jucăria de la celălalt sau dacă stai prea aproape de el, te îmbolnăvești, prin anticipările astea negative activezi anxietatea. Vor fi mai anxioși social, probabil, dacă se continuă așa. Anxietatea socială e o tulburare destul de serioasă, care afectează cel mai mult pe cel care o experimentează. Așadar, îl învăț să se ferească de ceilalți, dar, de fapt, îl, îl determin să fie un personaj mai puțin adaptat la ceea ce înseamnă interacțiune umană. Și dacă astfel de. Uh... Situații apar. Ele vor deveni amprente în comportament, vor putea fi corectate cu timpul. Unele elemente sunt. Uh, predispuse și ereditar să fie mai anxios, altele se învață social. Dacă nu se suprapune și o predispoziție ereditară pentru anxietate, s-ar putea ca acest copil să fie pre prevăzător acum și să asculte de ceea ce uh, îi se spune, dar apoi să regleze comportamentele și să le adapteze la situația în care nu mai e nevoie să stea la distanță socială. Copiilor însă le trebuie predictibilitate în ceea ce adultul oferă. Că ziceai de școală, la începutul întrebării tale, există o impredictibilitate și la nivelul funcționării școlii. Chiar citeam ceva înainte de, de a veni, era o reacție a unui copil, că de ce acum nu se știe, mergem la școală sau nu mai mergem la școală, se prelungește vacanța care e legea, nu mai poate să se raporteze copilul nici la lege, că și legea e fluctuantă și impredictibilă. Părintele nu mai poate să se bazeze pe afirmații legate de ceva ce ține de lege. Școala nu poate să asigure pe părinte sau pe copil că va fi exact conform calendarului acestui an școlar tot ceea ce înseamnă învățare. Nu mai știu exact dacă vor merge la școală, dacă va fi uh, o școală online, dacă va fi vacanță. Toată această impredictibilitate duce la stres. Copiii aceștia vor fi stresați, vor fi mai puțin siguri pe ei și mai agitați, mai uh, uh, anxioși, și pentru că există impredictibilitate. Și această lipsă de predictibilitate sau impredictibilitate despre care spuneai este o caracteristică a unei anumite vârste, a, a, a individului, era să zic, a adultului, a individului. Sau predictibilitatea e cumva o caracteristică a individului uman care are, nu știu, o pregnanță mai mare la vârsta mică și, știu, o scade ca intensitate sau ca importanță odată cu creșterea în vârstă. Toți avem nevoie de lucruri sigure, certe, că atunci avem sentimentul de control. Ambiguitatea determină un stres major, ceea ce e nesigur determină un stres major. E bine să existe lucruri noi, lucruri surprinzătoare în viața noastră. Sunt o serie de lucruri care ne obligă la schimbări de atitudini, de comportamente. Dar noi avem nevoie și de rutine, și de lucruri sigure, și de câteva elemente pe care să ne bazăm că sunt foarte sigure, foarte certe. Și atunci această amprentă a, a impredictibilității și ambiguității în acest moment nu e bună pentru nimeni, nici pentru cei care sunt mari și, nu știu, merg la, școală, la facultate sau nu merg la facultate, va fi tot telemuncă sau va fi muncă de acasă sau va fi șomaj toată această nesiguranță generează un stres semnificativ și toți vor fi marcați într-un fel sau altul. Ok, și uh, legat tot de uh, partea asta, aș vrea puțin să intrăm mai în amănunt sau mai specific. Uh, auzeam, de exemplu, la televizor faptul că unii copii chiar ar fi speriați să nu i îmbolnăvească, știu eu, pe bunici, de exemplu, că li se spune... Da. vezi să nu te îmbolnăvești la școală și după aia vii și îl îmbolnăvești pe bunicul sau pe bunica mă rog, vârznicii fiind cei despre care se spune că sunt mai sensibili și se pot îmbolnăvi mai, mai nu că se pot îmbolnăvi dar probabil efectele sunt mai puternice și uh, chiar s-a vorbit de faptul că unii copii trăiesc adevărate traume uh, considerându-se ei vinovați, deci ca și cum li se pune cumva în cârcă o vinovăție da. Cum ar trebui să, să gestioneze părinții aceste situații, pentru că părinții sunt modelele copiilor și ei trebuie să i ajute să treacă peste niște lucruri mai atipice cumva pe care le trăim și să știe să facă în așa fel încât copilul să nu, nu știu, să nu aibă un sentiment de vină, să nu se simtă uh, stresat de lucrul ăsta, să poată chiar să aibă libertatea lui de copil în condițiile în care ne aflăm până la urmă. Da, a fost o presiune destul de mare făcută pe copii și adolescenți pentru că ei erau excluși din grupurile de risc a interpretare la începutul pandemiei și bună parte din perioadă. Și într-adevăr, canalele mass media mult au alimentat teama aceasta că ei pot fi niște, niște factori ce duc la complicații pentru vârstnici. Sau un vectori de sau vector, e, Așa, vectori. Și uh, părinții nu știu dacă au făcut foarte mult în sensul acesta, pentru că într-adevăr tot mai mulți copii sunt anxioși sau deprimați Dar și îngrijorați. poate n ce știut să facă ce... pentru pe o situație mai Acum situația deosebită. este mult mai favorabilă. De ce? Pentru că foarte mulți dintre cei în vârstă sunt deja vaccinați. Au o anumită protecție foarte mulți tineri sau copii au fost, au trecut prin boală, au fost bolnavi și au o anume imunitate. Deja nu mai e atât de, de mare presiunea pe care o exercită informația pe care o avem asupra copiilor și adolescenților. Părinții au putut să le explice că și uh, faptul că stau puțin mai departe și vorbesc mai mult la telefon e favorabil pentru bunici și nu este o pierdere sau nu este uh, o îndepărtare de aceștia. În uh, modul în care noi putem să le explicăm copiilor orice, argumentul cu care venim în fața lor poate să-i detensioneze sau poate să complice lucrurile. Că dacă îi spunem, tu ești elementul periculos și tu poți să îmbolnăvești restul evident că răspunsul este de învinovățire și, și nu de o trăire anxioasă. e mare pentru copii. E foarte pentru un copil. mare. Vorba pentru un toată copil. lumea, toată, toată problematica lumii stă pe umerii lui da, de copil. Mai ales că nici nu s-o Generațiile acestea de copii sunt mult mai uh, vulnerabile și pentru că n-au experimentat stări în care să fie acuzați, în care să fie uh, mă rog, tratați așa cu anume uh, fermitate, să nu zic altfel, cum au fost generațiile anterioare, care nu erau ținute pe palme chiar atât de mult. Ei, dintr-o dată se pune o astfel de presiune, evident că se creează un dezechilibru între ce era înainte și ce e acum. Acum sunt element periculos, totul e grav, sunt depinde copiii, de mine. Sunt copiii de astăzi mai lipsiți de responsabilități decât copiii de ieri, alaltă ieri. În general, copiii, și datorită discernământului mai diminuat, că nu putem vorbi de o asumare foarte conștientă a dimensiunii activităților și comportamentelor lor, nu au fost niciodată extrem de responsabili. În toate. Și copiii de acum, în funcție de educația pe care o au, au limitele lor în ceea ce privește asumarea responsabilității. Poate că le lipsește și exercițiul responsabilității din familie. În general, familiile de acum sunt doar cu un copil, nu prea știu să aibă grijă de fratele lui, de. poate nici de nevoia părintelui de a face liniște sau de a-l de a asculta. Mulți au avut bune, mulți au crescut în condiții care nu i-au obligat la așa multă responsabilitate. Dar în această perioadă poate că au avut șansa părinții să învețe și exercițiul responsabilității pe copii. Fiindcă mulți au muncit de acasă, copilul a fost în uh, grădiniță sau școală online, poate că era și un bunic pe acolo. Deci oarecum au fost create condiții să învețe că e important să nu faci doar ce dorești, ci și ce e necesar în anumite poate, circunstanțe. Uh, poate este un subiect sau o... o nu știu, o idee uh, cumva familiară ție și s-a afișat cumva ca și element uh, de marketing până la urmă, uh, chiar și în mediul online. De exemplu, uh, copii care vor animale de companie. În general căței, că pisicilezi mai, mai simpluți așa de a avut grijă de ele. Ele sunt cu litiera, așa. așa. Uh, un cățel înseamnă cumva o responsabilitate și sunt uh, mulți copii care vor și în general micuți că drăgălași, poate le consideră chiar un fel de jucării, uh, dar uh, ce ziceam eu că s-a promovat uh, și s-a marketizat uh, era faptul că achiziționează, i cumpără -i sau ofere copilului tău un animal de companie și îl vei învăța să fie responsabil. Uh, ce nu știu, exerciții sau ce sugestii ai tu pentru uh, situațiile în care un părinte ar vrea să-l învețe pe copilul lui responsabilități, dar poate nu are instrumentarul necesar sau știu eu, nu-i vine pe loc ideea, bă ce aș putea, acum nu o să-l pui pe copil să ducă gunoiul neapărat, nu știu, poate fi o, o sarcină, <ră> da. dar uh, cam cum ar trebui să se raporteze un părinte cu atât mai mult în situația în care suntem acum, când trebuie să aibă grijă să nu uh, îl facă vinovat de transmiterea virusului și așa. Ce ar trebui să facă un părinte, sau care uh, sunt modalitățile pe care le are la îndemână un părinte, dar nu un părinte care merge în Maldive, și nici un părinte care doarme în șanț. Deci, da. cetățeanul mediu. Cum ar putea să gestioneze o astfel de situație? Dar ai dat un exemplu foarte bun, acela cu animalele de companie. Un copil care învață cățelușul cum să mănânce, unde să uh, doarmă, îl scoate afară, să-l plimbe. De fapt, se disciplinează și pe el. Își uh, in, induce niște comportamente controlate și derulate după o anumită regulă într-un anume fel, duci afară, îi pui lesa, apa eu pui într-un anume văsut. De ca la, un fel de ritual, fel cumva, de să ritual. Zicem. În plus, observă copilul, prin observare învață, de, din reacțiile acelui anui măluț. Dacă unui cățeluș îi spui, du-te și aduni jucăria, sau i arunci, se va duce și o va aduce. Nu zice imediat, mă duc, cum va zice un copil. Copilul poate învăța Că atunci când e o cerință, poți să reacționezi prompt și e mult mai ok sau poți să reacționezi cu întârziere și poate să nu fie chiar tocmai plăcut pentru ceilalți, că vor avea reacții și se vor simți nemulțumiți sau frustrați că nu reacționezi la timp. Un copil se poate disciplina foarte mult, plus în plus învață să fie empatic, înțelege că acel cățeluș are niște nevoi, că poate plânge, că se simte singur, că îi ne -au anxietate de separare, mulți oameni nu știu asta. Sau are nevoie de afecțiune, vrea să te joci cu el, să împărtășești cu el un moment. E un exercițiu extraordinar de complex să ai un animal de companie alături de un copil. Și în lipsa unui animal de în companie? În lipsa unui animal de companie sunt foarte multe uh, posibilități de a-l învăța pe un copil responsabilitatea. Un copil are jucăriile lui de care e bine el să aibă grijă, el să le adune, el să le uh, protejeze, el să le repare. Un copil de multe ori are camera lui în care e bine să își organizeze lucrurile și să fie controlat în a și le organiza. Un copil poate să își pună farfurioara și cănuța în chiuvetă sau chiar să le spele. Sunt multe posibilități. Nu înseamnă că îi asuprim pe copii dacă îi punem la mici sarcini de muncă. Ei învață să, să fie disciplinați și să fie cu comportamente favorabile către ei înșiși, că unii părinți zic, eu nu pun copilul să facă nimic. Ei, dacă nu-l pui să facă nimic, el nu va ști să aibă grijă chiar de el și de aceea e important să îi disciplinăm într-o anumită măsură și să îi canalizăm. De fapt, noi suntem niște ghizi pentru ei să îi canalizăm spre acele comportamente de care au nevoie în viață. Nu știu, îmi vine în minte așa ca un flash, o, o întrebare sau un exemplu. Un copil ținut prea mult pe palme va găsi dificil ca adult să-și găsească un loc de muncă, de exemplu? Va fi dificil și să meargă la școală, va fi dificil și să lucreze într-un cadru foarte organizat și va fi dificil să se adapteze chiar și la relațiile pe care le va, le va avea. Îi va fi dificil, în general, să se adapteze la propria viață, pentru că nu are instrumentele acelea de autocontrol, de autodisciplină. De răbdare, de recunoștință, de înțelegerea celuilalt și atunci totul devine mai complicat. E mult mai simplu dacă avem dezvoltate abilitățile astea și suntem mult mai, mult mai bine ancorați în realitatea pe care o trăim, în relațiile pe care le avem, în munca pe care o facem. Deci, cu alte cuvinte, nu e chiar de nicăieri venită replica, potrivit căreia, când îl vezi pe unul care ți se pare mai ciudățel așa, îi zici, pe tu n-ai fost ținut în brațe când ai fost mic. Adică ți-a lipsit afecțiunea, relația cu părinții, ai fost lăsat de capul tău și nu pa interesat pe nimeni de tine. Da, legat de, da. de -a asta... Un părinte care își iubește copilul nu este un părinte care îl ține pe palme și dacă tot ajungem la expresii, drumul spre ad e pavat cu intenții bune câteodată. Să creștem puțin în vârstă, să zic așa, cum sunt adolescenții în pandemie? Adolescenții Ce s-a modificat? modificat în comportamentele lor? Adolescenții sunt, cred că, cei mai afectați pentru că ei sunt în zona aceea între adu, a fi adulți și între a fi copil situați. Ar vrea să fie liberi și uh, independenți, dar uh, totuși au nevoie de sprijin, încă nu pot să facă orice ar dori ei. Uh, sunt uh, constrânși de situația aceasta, fiindcă nu pot să se miște așa cum le place adolescenților, în grupuri, în găști. Adolescenții tipici nu. Trăiesc de unii singuri, ci uh, interacționează foarte mult, tocmai pentru a marca într-un fel libertatea aceea pe care o au ca ființe independente, care își pot defini uh, mai ales relațiile în această perioadă. Sunt foarte afectați și uh, mulți uh, au și uh, căzut uh, în stări uh, emoționale mai puțin favorabile. Încep să apară și statistici, dar și din cazuistică personală. Observ o creștere a numărului de adolescenți depresivi sau care devin temători în a ieși afară, că după ce lipsește exercițiul de interacțiune plenară, cum erau ei obișnuiți sau și-ar fi dorit, dintr-o dată să ieși, să te întâlnești cu cineva, pare, pare o experiență aproape înfricoșătoare pentru unii. Le lipsește exercițiul întâlnirilor intime, iubirea aceea, adolescentina, că doar așa se și numește, ieșirea la o întâlnire, să mergi la o cafea, să te plimbi sub clar de lună, nu mai pot fi realizate, că de la ora 10 suntem închiși în case, nu? Și adolescenții sunt, sunt destul de influențați de perioada aceasta, nu la modul favorabil din punct de vedere emoțional. Ar fi de dorit ca părinții să insiste ca măcar atunci când se poate, și cu cei care uh, sunt siguri din punct de vedere medical să se întâlnească, măcar cu un prieten, doi, fiindcă nu altfel va fi dificil. Unii sigur, să-și facă vizite, să le permită să se întâlnească, că sunt și unii părinți foarte anxioși care nu-i lasă că ei dacă se întâlnesc ascultă muzică, biau suc râd, glumesc și e periculos nu e neapărat periculos dacă e un grup mic sau e un prieten doar sau doi prieteni, mă gândesc că riscurile nu sunt atât de mari acum sperăm că vor intra pe mă rog, pe vaccinare și cei peste 18 ani și poate că se mai reduce numărul de riscuri Spuneai sau aminteai cel puțin două noțiuni: adolescenți temători, părinți cărora le e frică să. Aș vrea să discutăm puțin, dar nu neapărat foarte amplu, despre frică. Ce înseamnă frica pentru un individ? Cât de puternică este frica? Cum se poate manipula prin frică? Frica nu e ceva nou. De când există oameni, există și frica, a avut un rol foarte bun în dezvoltarea umanității, pentru că ne-a protejat de pericole și altfel, dacă nu ne-am fi protejat de pericole, rămâneam așa, o, o experiență la, în preistorie. Nu e și din peșteră că da, vine frigur, mamutul. Exact, deci are și uh, funcții adaptative. În anumite uh, doze și la un anumit nivel, fi, frica e funcțională, fiindcă ne face să fim alerți, să fim atenți la ce în jurul nostru, să ne protejăm, dar peste o anumită uh, intensitate, ea poate să devină uh, un element care ne blochează și ne uh, creează un disconfort atât de accentuat încât putem chiar să părem bolnavi din cauza uh, anxietății pe care o avem. Frica este uh, uh, și un element de manipulare atunci când uh, uh, știi ce să faci cu ea. E, e sigur că da, ușor de, de activat frica și atunci controlezi niște comportamente. În manualele de manipulare apare clar ca ingredient foarte favorabil unor astfel de situații. Acum, în perioada aceasta, noi am experimentat aproape toți frică și eu zic așa că e perioada dominată și care stă sub imperiu fricii. Frica de boală, frica de oameni, frica de tratamente, de spitale, de vaccinuri. E o frică generalizată și uh, e o frică care determină răspunsuri mai mult de luptă în ultima perioadă. E așa o agresivitate la nivel social, cel puțin uh, la nivelul argumentelor, al contraargumentelor, al uh, poziției față de orice se întâmplă. Ce legi se dau, ce norme, de res ce restricții. Despre da. ideea de frică, pentru că spuneai uh, mai devreme că am experimentat tot felul. Uh, vedem ce se întâmplă, sunt reacții. Vreau să întreb, frica generează mai degrabă reacții emoționale decât raționale? Frica este o emoție disfuncțională care e dată de o gândire irațională. Așadar, în momentul în care avem o frică intensă, e foarte important să ne studiem puțin gândurile pe care le avem și vom constata cel mai frecvent că sunt disproporționate, exagerate, care uh, uh, aceste gânduri uh, care ne împovărează vor determina răspunsul anxios. Și ce trebuie să facem noi? Uh, așa, <laughs> pe scurt. da, să devenim rațional, simplu. Bun, atunci întreb <laughs> altfel. Uh, ne putem obișnui cu frica? Adică organismul se obișnuiește cu tot felul Stru. de stimul, știu eu, cu un sunet puternic repetat la nesfârșit, deja ajuns să-l ignori. Ne putem obișnui cu frica? Devenim imuni la frică? Că tot e... Nu te venim mult la frică, dar ne putem obișnui cu frica, dezvoltând niște comportamente care sunt de asigurare, reasigurare și care nu sunt nici ele adaptative. Nu e, func... nu e funcțional să te adaptezi la o frică intensă precum iraționalitatea, La o frică moderată, da, e bine să existe, am zis mai înainte, dar adaptarea la situații și la funcționare uh, optimă se face prin raționalitatea gândirii. Că dacă noi ne raportăm la situație într-o manieră rațională, având conștiința faptului că nu e cel mai rău lucru ce ni se poate întâmpla, că nu îi putem evalua global negativ tot, că întotdeauna există și ceva care funcționează, care merge bine Că avem o toleranță la frustrări care poate fi crescută dacă înțelegem că putem să tolerăm pentru o anumită perioadă și anumite limite ce ni se impun, și dacă înțelegem că nu o gândire absolutistă, ci una flexibilă ne va ajuta, atunci deja frica este controlată de noi. Noi, noi suntem să, controlați de frică. Să încercăm cumva să încheiem discuția, să, nici să nu ne întindem foarte mult nu că n-am fi făcut-o până acum, așa ca de încheiere, cetățenii, și nu mă refer doar la români, în general, la nivel mondial, să zic așa, sunt, mai ales în epo în era asta a digitalizării, sunt bombardați de tot felul de informații, nu de tot felul, de o avalanșă de informații pe care și sunt așa de multe încât nici nu pot să le proceseze pe toate. Și atunci, cel mai probabil, fiecare își ia, știu ce-i comod lui, ce înțelege, cu ce uh, uh, e pe aceeași frecvență. Ideea e că rezultatul dincolo de 1, că dacă e să luăm uh, nu neapărat numerologic, uh, este 1 și este 2, imediat după 1-2. Deci, uh, un întreg se poate împărți în prima fază, în două. E, societatea e polarizată. Cred în COVID? Nu cred în COVID. Cred, cred în vaccin? Nu cred în vaccin. Uh, nu știu... Vreau să am încredere să mă duc în spital, n-am încredere că mi-e frică să mă duc în spital. <cute> uh, societatea e polarizată pe diverse aspecte, pe diverse teme, pe diverse subiecte de discuție. Aș vrea să uh, chiar așa ca de final să ne spui uh, cumva ce am putea noi face ca cetățeni să nu mai fim așa de încrâncenați să nu, nu știu, să nu ne dăm în cap pe Facebook, să nu, nu știu, să nu îi urăm pe alții care nu sunt de acord cu noi. Sau știu eu, dacă noi avem o părere, să ne-o putem exprima fără teama că ne vor sări în cap cei care uh, sunt de altă părere. Ne vor sări în cap, mă rog, în mediul online, mă se refer. Că, Acolo da. se întâmplă tot. Din păcate, în mediul online nu se prea întâmplă uh, să se manifeste comportamentul asertiv, care ar fi o soluție. Asertivitatea. Se poate învăța și se poate manifesta asertivitatea. Și doi Diferența dintre un om echilibrat și un om care uh, are suferință emoțională, că și furia e o suferință emoțională, stă la nivelul flexibilității gândirii. Simplu. Deci, în momentul în care un om poate accepta argumentul celuilalt, poate gândi în termeni de perspective diverse vis-a-vis -vis de un fenomen, poate să aibă o gândire critică și deschis la, la, la nuanțe, atunci el nu va fi nici așa încrâncenat și nici nu va suferi atât de mult. Deci cumva să încerc eu o construcție verbală așa mai uh, ciudățică, încrâncenarea e apanajul limitării da. individului. Da. Limitării cel puțin emoționale, dar și de adaptare la tot ce înseamnă viața lui și prin viață înțeleg și relații și, uh, uh, mă rog, uh, funcționarea personală. Ok, uh, nu asta e diferența fi... între uh, între persoanele uh, echilibrate în întru totul și persoanele care sunt predispuse suferințe și inadaptări la nivelul flexibilității gândirii fără, versus absolutismul Fără Să nici intenție de a jigni pe cineva și doar cu referire la uh, vorbe din popor, vorba aia. Eu înțeleg că cel mai deștept cedează. Da. Da, uh, cel puțin la ce văd eu pe rețeaua de socializare Facebook, care la noi în România probabil asta e cea mai cea, prea puțini se care cedează și prea mulți, prea mulți care sunt crâncenați și să nu știu, își impun punctul de vedere, nu acceptă ce se întâmplă? Se deteriorează societatea? Dar e problema lor că nu acceptă. Noi nu e important să fim sensibili la încrâncenarea lor până la urmă. Și nu e important să fim în competiție cu ei sau să încercăm să le schimbăm neapărat credințele nu și încercăm, opiniile. Dar cum reușim să comunicăm cu ei dacă ei nu acceptă o. o dar altă de Poate că, că nu e necesar un canal de comunicare neapărat. Și asta nu separă societatea? Nu sunt atât de mulți pe cât sunt de vocali. Părerea mea e că nu sunt atât de mulți pe cât sunt de vocali. Dacă te uiți foarte atent, atunci vei vedea că, de fapt, sunt grupuri destul de mici a celor care sunt extrem de vehemenți versus cei care sunt destul de flexibili, adaptați, deschiși la... Și poate pe cei flexibili nici noi. nu nu prea vezi nu -i, că nu... vezi că nu sunt atât de galăgioși și nu sunt atât de încrâncenați, că ei sunt flexibili, am zis. Deci, oameni buni, doamnelor, domnilor, domnișoarelor, domnișorilor, ce -o mai fi, uh, având în vedere că dacă nu-i vedeți, nu înseamnă că nu există, să știți că sunt și oameni buni pe, uh, să zic așa, pe rețelele de socializare, doar că nu se văd, că nu-și bat capul cu oamenii care se văd. Nu neapărat pe principiu, noi cântăm, nu cântăm frumos, dar cântăm tare. Uh, cred că cerase la apelul ar fi mai degrabă la toleranță și la nu știu, la bunul simț, bă, la da. simplist până la urmă, nu, nu ai pretenții ca nu știu cine să fie maniera după manual, dar măcar la nivel de comunicare, poate toată lumea ar putea să încerce să mai lase din încrâncenare, să lase puțin garda jos și să încerce să mai asculte și ce are de spus celălalt, că poate, poate până la urmă se ajunge la, la un consens. Da, eu rămân pe ideea că cei care sunt furioși și care sunt extrem de vehemenți, de fapt, sunt oameni mai slabi. Cei puternici sunt cei echilibrați. Și atunci, asigur, că nu să fim toleranți, cum ziceai tu, flexibili și adaptați la propria noastră viață. În speranța că o să fiți din ce în ce mai adaptați, că nu vă afectează vremurile pe care le trăim într-o așa manieră încât să nu reușiți să vă adaptați, Uh, rămâne să ne vedem probabil data viitoare.